Săptămâna trecută a avut loc la București târgul de turism al României. Acolo s-a vorbit despre turismul vitivinicol și cu această ocazie prietena noastră dragă nouă, Lucia Pârvu, ne-a vorbit și despre ediția din acest an, ne-a oferit câteva informații despre VinVest. Mai multe aflăm chiar urmărind reportajul care urmează. Iată, vă aflați la prima ediție a târgului de turism pe acest an. Nu peste mult timp va avea loc VinVest-ul. Putem face o legătură între cele două târguri? Doamne, putem. Ați precizat foarte bine că sunt la prima participare anul acesta, pentru că acest model a fost implementat de mine de ceva ani în urmă, tot în târgul de turism și cu rezultate foarte frumoase, drept pentru care exact legătura dintre VinVest, unde avem producătorii de vin, ne aflăm de data aceasta la târgul de turism de la București, cu 4 producători de vin care fac parte dintr-o asociație, Asociația Vitipomicolă Brunel, Buzia și Silagiu. Cei 4 nu-și doresc decât să arate ceea ce nu s-a făcut timp de 30 de ani. Sunt 4 producători care au investit mai puțin din fonduri europene și mai mult din buzunarul propriu, au vinuri de calitate, au pur și simplu emblemă pe zona Silagiu Buzia și uitată o perioadă și revenim în această zonă cu aceste minunate vinuri care trebuie să deschidă porțile fiecărei crame, pentru că acolo vom descoperi povestea vinului, vom descoperi povestea tradițională a mâncărurilor specifice regiunii, vom descoperi tradiții populare, vom descoperi la fiecare acasă un alt fel de a te îndrăgosti la fața locului, spunem noi. Vorbeați de turism viticol. România se știe, are multe vii, mult vin. Cât de dezvoltat este turismul viticol în România? Vă putem spune că sunt agenții care deja au început să demareze, pentru că dincolo este o afacere, un business, cum se spune, cu așa ceva. Sunt orașe care au cramă lângă cramă și turiștii vin și vizitează toate cramele. Cât de mult ne-am dezvoltat? Da, ne-am dezvoltat, pentru că în fiecare zonă și regiune viticolă a țării, începând din Moldova, în Dobrogea, în Vrancea, în zona de Muntenia, venim în Banat, în Crișana, sus în Maramureș, în toate cramele și-au dezvoltat acest punct de degustare. Deci sunt crame care au deja conceptul de a caza, de a avea oamenii peste noapte. Au de asemenea restaurant, alții care nu au încă locurile de cazare, dar primesc la o degustare, primesc la asocierea vinurilor cu meniuri speciale. Ce ne-am bucurat foarte mult, ca prin participarea la acest târg de turism, agenții turistice să vină să-și preia pachete de la producătorii de vin. Eu astăzi sunt într-un pre-eveniment și al VinVest-ului, pentru că toate cramele se află la noi la salon. Dar, totodată, toți ceilalți, deci formează acest grup care așteaptă să vină, să li se deschidă, să li se ciocăne la ușă, aș vrea să spun. Mai avem să punem în funcțiune, cum spun eu, așa, este ca un motoraj care trebuie să se învârtă, adică turismul și cu vinul. Deci acesta ne lipsește și prezența noastră la acest târg de turism este exact să fim cunoscuți și să dăm noi startul că haideți lângă noi, că veți face afaceri bune lângă producătorii de vin. Putem spune că este pentru prima oară când orașul Buzia se prezintă la târgul de turism al României, ca și oraș, ca și un întreg, pe lângă cele cunoscute în turismul balnear, turismul de sănătate. Venim cu câteva noutăți din zona noastră, turismul viticol, din zona dealul Silagiului, o zonă propice, o zonă bună pentru vinuri și, de ce nu, pentru relaxare, să spunem. Dorința orașului, dorința primăriei este de a lega această structură viticolă, de a face un drum al vinului propriu care să se lege cu zona de sud a țării și să meargă până în zona Serbiei înspre Vârșeț, care există de asemenea o podgorie renumită, și să legăm acest drum al vinului într-o poveste frumoasă, o poveste a noastră, a zonei de Banat.